Ajuns cu acest autoturism în servis pentru verificare, proprietarul a aflat că în caz de accident, airbag-ul nu ar fi sărit, iar el ar fi fost în pericol. Mecanicii spun că mare parte din autoturismele cumpărate de peste hotare au kilometri parcurși modificați și probleme la funcționare. Orice autoturism cumpărat la mâna a doua ar trebui să ajungă în servis pentru o verificare, numai că puțini cumpărători fac acest lucru. La sistemul de frânare, de obicei vin mașini state cu... Vin cu discurile, zici că sunt mari și dar ele sunt fisurate și vai de capul lor, etrierii, pompe obosite. În ciuda problemelor numeroase, autoturismele second au invadat piața în Mehedinți. Sunt mai ieftine, chiar dacă nu sunt așa de sigure, dar, pe urmă, starea drumurilor de la noi le duce într-o stare... Tot proastă și piele, chiar dacă ele la venire sunt bune. Pe raza municipiului Drobeta, Turnul Severin, au fost înmatriculate, înregistrate la plata impozitelor și taxelor, încă în plus 8.000 de mijloace de transport. Avem o fluctuație foarte mare pe persoanele fizice, la mașinile cu capacitate cilindrică între 1.600 și 2.000 de centimetri cubi. Numai în Drobeta, Turnul Severin, la o populație de puțin peste 80.000 de locuitori, sunt înmatriculate 46.000 de autovehicule.